Domnilor și domnilor, ne-am întors, e a doua jumătate a emisiunii Agricultura, o șansă pentru România și vorbim despre șansa de a învăța și apoi șansa de a fructifica ce am învățat și de a obține de ce nu mai mulți bani. Ca la urma urmei, agricultura de complezență e frumoasă, dar nu ține de foame. Laurențiu Asimiones este fondator Amazag, o aplicație, o platformă, cum vreți dumneavoastră, care, după cum am constatat în prima parte a emisiunii, ajută și ajută mult și pune oameni împreună din toate domeniile ca întindere în agricultură. Fermierii, firmele, furnizorii de inputuri, firma medie cu firma mare. Ne întoarcem, domnule Asimionese, cu voia dumneavoastră la aceste cursuri. Vorbeam de MBAG, dar și de Greenfield Academy, da? Acum, în mintea mea, când mă gândesc la Greenfield, mă gândesc la cele investiții de la zero, pe care statul le încurajează în foarte multe locuri. Dar Academia Greenfield nu e ca Academia Cațavencu sau Academia Hagi de fotbal, nu? Ce e? E un termen, într-adevăr, ideea de Greenfield sau Greenfield Academy. Ideea asta poate să plece ca, cu gândul către ceva construit de la zero. Pe noi ne-a dus la ceva mult mai simplu de atât, niște câmpuri care să fie verzi. Ok, E un program dedicat agriculturii sustenabile, e un program în cadrul căruia, iarăși, grupa de fermieri pe care noi am, am admis-o în cadrul programului are acces gratuit la o serie de informații, pe un principiu similar cumva construcției primul program despre care ne-a discutat MBAG. Adică sunt mai multe companii care la rândul lor vin și pun cunoaștere, pun pe masă o serie de informații pe care, la care fermierii se poată să poată să, aibă acces. În cadrul programului ăsta avem înscris acum un număr de, avem scris un număr de 22 de fermieri. Sunt din ferme de o dimensiune medie și mare, o parte dintre ei practică deja, o parte dintre ei practică, aceste, acest, aplică aceste practici deja în cadrul fermelor lor. Pe suprafețe, pe anumite cote, să zic așa, de suprafață din, din cadrul fermei, sunt oameni care sunt experimentați, da? sunt oameni care caută cumva să împărtășească sau să schimbe mult mai mult din informațiile la care au acces. E un domeniu care este nou. Ați menționat dumneavoastră în prima jumătate a emisiunii ideile astea de carbon agriculture, hybrid agriculture, ca fiind ceva care s-ar întâmpla mâine. Nu ați numit așa, dar zic ca idee. Da? Nu e, se întâmplă astăzi. Ele nu vin peste noi, de fapt, își fac efectele. Exact. Se întâmplă astăzi. Sunt ferme în România care caută să aplice tehnici sau practici de agricultură sustenabilă. Mă refer aici la practică de arătură minimă. Chiar fie asta că vorbim... vreau să vă rog, explicați pe mm -hmm. scurt, mulți știu, fac deja, cum spuneți dumneavoastră, ce trebuie să înțelegem prin agricultură sustenabilă. De exemplu, mulți vorbesc de tillage, non-tillage, dar mm -hmm. e parte, non-tillage e parte a agriculturii sustenabile. Așa Se este. scărpinăm pământul, nu să-l tăiem până la 30 de centimetri. Glumesc, am exagerat. Da, de exemplu, în Portugalia, cultivatorii de cereale nu mai practică aratul de, de mulți ani, doar non-tillage fac. Așa este și e o practică foarte des utilizată în rândul țărilor care au, să zic, neapărat un istoric, dar poate o cunoaștere mai dezvoltată deci. și o, o productivitate, o profitabilitate mai bună. Corect. Sustenabil înseamnă să păstrăm ce avem, să ducem mai departe cu rezultate bune și cu conservarea mediului. Cam da, mare. Da, da, iar un aspect de punctat foarte, foarte Vă clar. Văd. Sustenabilitatea, atunci când o privim, o privim într-un termen scurt și într-un termen lung. Uh -huh. Din nou, doi. Termenul lung, ala lung, eu vrem să facem agricultură și peste 30, 40, 100 de ani. Uh -huh. Vrem pământul să ne ofere posibilitatea asta în continuare. Ținând cont de faptul că suprafața agricolă la nivel mondial se mișorează, iar populația crește. Cu alte cuvinte, o să avem nevoie de o productivitate din ce în ce mai mare termenul ăsta. Trebuie să avem grijă cum folosim resursele pe care noi le avem. Să okay? nu epuizăm solul, de exemplu, da, să nu-l secătuim, să nu secătuim solul, să nu secătuim apa, să nu secătuim resursele minerale pe care solul mm -hmm, le are, mm -hmm. să nu afectăm biodiversitatea, să nu afectăm mediul în chimicale, ca Evident, atunci. evident. Deci asta este obiectivul a lung. Mai este un obiectiv de scurtă durată cine vrea să facă schimbarea asta atât timp cât, dacă tu îi spui uite, trebuie să faci o conversie de la convențional la uh, sustenabil De ce și spui, -ai uite, țar dacă și Blue în vin bine? Exact, exact. Ori conversia asta din ce am aflat de la și de la companiile parte din program, partenerii mm. din program conversia asta să face în timp minim 3 ani de zile s-ar putea s-ar putea, nu e obligatoriu, dar pentru o perioadă de 3 ani de zile de când începe conversia s-ar putea ca productivitatea cumva să scadă, pentru ca ulterior să revină la normal și apoi să crească Cine ar face treaba asta? Adică a e doua componentă e imediată la bio, este una... Da, cu perioada de tranziție, numai că acolo sunt niște fonduri europene, pentru că e clar că ai o scădere a producției, deci a veniturilor, direct. Da, da. da și trebuie să-l motivezi pe om într-un fel. Pentru că, trebuie, iertați-mă, trebuie să fii pervers să accept, domnule, în următorii trei ani o să câștig tot mai puțin. Da, din ce în ce mai puțin. Este un lucru aici. Atenție, uh -huh. față de diferența la conversia către bio, unde ai la dispoziție o serie de instrumente foarte, foarte clare, exact. unde ai la dispoziție o piață foarte clară, unde ai la dispoziție o serie de reglementări foarte clare în privința agriculturii sustenabile. Acu abia acum se nasc lucrurile astea. E incognita. Da. Și atunci înseamnă că al doilea acest obiectiv, pe termen scurt, despre care vorbesc eu, este vorba de ca fermierul să rămână în continuare uh -huh. profitabil, să rămână rentabil. Trecerea asta, când se face de, de la un sistem la al altul, în continuare trebuie să se asigure că ferma lui va deveni profitabil. De pe mine m-ar face reticent acest proces de tranziție. Deci, în asta acum trebuie să mă convingeți că e bine să fac acest pas pentru că. Primul lucru pe care mi l-ați spus e că în următorii trei ani e posibil să asist la scăderi financiare pentru mine, da? Păi și eu am să spun, domnule, dar trebuie să... aici e vorba de perversitate să accept trei ani să-mi fie rău, gândindu-mă că s-ar putea pe vorbele dumneavoastră după aceea să-mi fie bine. Uh -huh. Mi-a Neapărat... oferit vreo garanție, vreun argument suplimentar... Da, argumentul suplimentar. Cei care fac acum agricultura de genul ăsta sunt oameni care nu se gândesc neapărat peste ceea ce se întâmplă în acești trei ani de zile. Trei ani de zile vei investi. Un startup dacă îl faci, orice companie dacă o lansezi asta, Corect. Da, trebuie tot la fel să te gândești că la început vei trage din greu. Nu o să-ți fie toate lucrurile ușor. Nu scoți banii peste noapte. Dar așa este, dar nu ai un obiectiv a la lung. La fel se întâmplă și aici. Uh -huh. Industria asta se schimbă. Am vorbit mai devreme de Microsoft, nu doar Microsoft, sunt o grămadă de companii în, în zona asta Aha. de digitalizare. Vorbim de sustenabilitate, vorbim de inovație, vorbim de interzicerea la comercializarea anumitor tipuri de produse și uh, promovarea altor tipuri de produse. Vorbim de subvenții, pe noua nu o să intru neapărat pe zona asta, că nu e o zonă neapărat de care mă ocup eu, da? Subvenții care o să fie acordate, fermierilor, subvenții suplimentare, conform viitoare Cu sau actuale. condiții actuali, foarte clare de mediu. N-ai făcut, exact, ești penalizat. Exact, da? noi asta facem. Și vedem uhum. interesul acestor ferme. Deci, dumneavoastră mă oferiți un fel de garanție că firma mea, dacă se adaptează, va exista, agricultura, ferma mea, va exista și peste 5 și peste 10 ani, nu? Nu că voi dispărea la un moment dat din cauza unor cauze obiective. Să interzic, să spunem, peste 3 ani în totalitate substanțele chimice în agricultura europeană. E un caz extrem. Ei, eu voi fi pregătit prin această conversie care o fac, da, în agricultura sustenabilă, să nu dispar când va veni data respectivă. Eu nu am certitudinea asta, dar sunt aproape convins de faptul că, ala lung, încă o dată, revin la partea asta de sustenabilitate, ceea ce facem pentru planetă, pentru mediu, deși poate sună așa, ia uite ce povești frumoase, o venit omul ăsta să ne zic aici, ala lung, lucrurile vor trebui să se întâmple așa. Deja sunt companii foarte, foarte mare industrie, top 3 la nivel mondial, care și-au asumat tot top 3-ul la nivel mondial toate primele trei companii producătoare de inputuri la nivel mondial și au asumat reducerea cantității de inputuri pe care ei le vor comercializa, le vor introduce în piață. Asta înseamnă că industria, din nou, industria se schimbă, lucrurile se schimbă. Va trebui cumva ca fermierul român, cu toate implicațiile care, pe care le are treaba asta, să facă față, da? să fie să fie, pe de o parte, să fie învățat, pe de altă parte să aibă experiența necesară, pe de altă parte să aibă, poate, să gândim așa cumva și un cadru necesar, pentru a merge pe calea asta și pentru a învăța lucrul ăsta. Ceea ce faceți dumneavoastră se pliază foarte bine pe Green Deal, pe pactul verde european, care exact. nu privește doar agricultura, ci e, e vorba de viața noastră în general. Bun, deci ați făcut un pas înainte în această direcție. Îmi spuneați că în Greenfield Academy 22 de cursanți parcă la ora da. actuală, înțeleg bine. Da. Dincolo știam că sunt 8 luni, aici cât durează? Aici perioada de curs durează 6 luni de zile și aici la fel și avem... Și ce presupune din partea mea? Uh, din partea dumneavoastră, ca fermier. Am trecut deja, m-am înscris, m-ați acceptat, sunt acolo. Okay. Ce trebuie să fac? Fix același lucru. Să fii serios, să te ții de cursuri, să vii la cursuri uh -huh. și să vii să vorbești din propria ta experiență nimic mai mult de atât. Da, Spune asta, Sim, vreau să vă întreb, domnul Asim, Asimio, mi a spus că sunt aceste uh, camere de discuție, aceste grupuri, da? 37 de cursanți, acolo 22 mm -hmm. la Greenfield Academy. Ne vedem pe online, da? Ne adunăm la ora de, odată la două luni sau cât o fi, de două săptămâni. Dar cum era la MJB. Și stăm de vorbă. Și eu vă împărtășesc din experiența mea, dumneavoastră mă ascultați și... Ce se mai întâmplă? E doar așa o cameră de discuții, Mircu de odinioară, cum e? Bun, haideți, cred că e bine cumva să vă, Lămuriți să vă prezint puțin o structură. Eu în sunt în de la de leșură mediu, curs. da? Ok, da, foarte da. bine. Uh, un întreg curs, un întreg program, atunci când îl vedem perioada, fie de 8 luni de zile de la MBAG sau 6 luni de zile uh -huh. de la Greenfields Academy. Toată curicula asta este o curiculă care e construită plecând de la aportul pe care companiile partenere îl au și de la aportul pe care uh, uh, fermierii pot să-l aducă acolo. Uh -huh. Adică știm foarte, foarte clar, de acum, de exemplu, MBA ul mâine are loc a doua întâlnire a fermierilor, a doilea curs chiar mâine uh -huh. are loc, uh -huh. structura asta din două în două săptămâni o știm de acum până în luna mai. Știm foarte, foarte clar ce fel de uh, care sunt topicurile care vor fi adresate și în martie, și în aprilie, și în mai. Okay? Uh -huh. Pe lângă partea asta de topicuri, avem oameni din interiorul companiilor care vin și care se pregătesc pentru asta. Își construiesc prezentări de la zero. De adică, un fel de, ca facultatea învățământul la distanță. Da, numai că s-ar putea ca, bă, nu toate programele, e la distanță, numai că e mai aproape. Uh -huh. uh, uh, pentru MBAG, acum am recurs la o formulă hibrid, uh, în ideea în care, pentru a respecta totodată și reglementările în vigoare și așa, uh, permitem accesul celor care sunt vaccinați, normal, care să respecte legislația anticovid, în sală. Se întâlnesc în sală și o altă parte din. Dintre... Cu păstrarea distanței, cu dezinfectante, cu, ce cu tot. Repet, cu tot ceea ce ține de, uh -huh. de reglementările, respectarea reglementărilor în să Iar oamenul alt... sigur că nu pățește nimic. Da. Evident, da. Iar o altă, o altă parte dintre fermieri se conectează remote. Din coace, la Greenfields Academy, avem marea majoritate a întâlnirilor. Sunt în întâlniri, așa ne-am gândit de la bun început, sunt întâlniri care au loc online, doar că pe parcursul programului au loc și niște vizite în câmp, niște uh -huh. întâlniri cumva fizice care să faciliteze, pe de-o parte, și zona de networking, dar și zona de schimburi cumva de, de, de experiență. Folosiți, domnule Asimionese, termen pe care eu recunosc că îi înțeleg. Vă urmăresc greu din cauza vârstei, dar încep să înțeleg. Vorbeați de remote, de coworking, lumea obișnuită, da, fermierul, cum reacționează sau vă adaptați limbajul la nevoile din piață, pentru că pentru dumneavoastră a devenit o obișnuiță, așa cum e frangleza, da? pentru cei, pentru francezii care locuiesc la Londra, Da. Modul de comunicare Ei e foarte important. Trebuie să vorbești pe limba fermierului. E adevărat, fermierul nu e prost, n-am vrut să spun lucrul acesta, nu e needucat, ba din contră, asistăm la un grad de pregătire de multe ori în creștere față de alte domenii, da? Dar totuși trebuie să-l câștigi de partea ta, să te simte de al lui. Cum faceți asta? Păi haideți să vă explic. În primul rând aș pleca cumva de la un grad de profesionalizare a, a managerilor din ferme. Știm cu toții bă, și statisticile în altă treaba asta... E bine că ați amintit pentru că avem nevoie de management de fermă, da? Da. Suntem la coada clasamentului în Uniunea Europeană privind da. pregătirea managerilor de fermă. Dar dacă dăm asta la o parte, fermierii sau lumea pe care noi o vedem, este nici pe nici de departe nu este așa cum ați deschis-o dumneavoastră. Noi avem fermieri, absolut toți fermierii care sunt admiși în program sunt oameni cu studii superioare. Avem fermieri care au câte două facultăți terminate, avem anul ăsta la MBG, avem pe cineva care are trei universități terminate, trei facultăți terminate. Avem oameni care vin din diverse medii, cu diverse experiențe pe care, pe care le pun pe masă. Experiențele astea nu au legătură neapărat cu domeniul ăsta al agriculturii. Sunt oameni care vin din domenii precum banking, precum IT. Oameni care anterior au lucrat în, în bancă, iar acum sunt fermieri, oameni care sunt copii de uh, fermieri, da, care la rândul lor predau ferma mai departe și uh, copii care au fost trimiși la, nu știu, au făcut aseu sau au făcut poate dreptul, au făcut și agronomia în paralel, mulți dintre ei au agronomia terminată, încheiată, și vin și se ducă lucrul ăsta mai departe. Adică avem acces cumva noroc sau nu, eu zic că nu e noroc, avem acces la o felie, la o fantă, iar prin fanta aia pe care ne uităm noi, lumea asta, fermierul, arată altfel. Dar nu pare puțin elitist? Nu. De ce mă întreb, să întreb. Știți De ce? Eu mă gândesc, mă întorc la fermierul mediu. Eu poate n-am doctorat după ce am terminat USAMV-ul, da, să spunem. Și aș vrea și eu să particip la cursul ăsta și când văd lista aia de nume bune cu da. funcțiile care au acolo, da, și o să mă gândesc, pe eu ce să caut acolo? Da, am avut Nivelul asta. de discuții va fi atât de elevat încât eu da. am să fiu pe din afară. Repet, Uh, uh, Dar vreau a... să particip la un curs de management pentru că înțeleg nevoia de a-mi conduce ferma după principii clare, economice, financiare, de profitabilitate. Nu mai merge pe ce știa bunicul cândva. Evident! Frumusețea locului ăsta, așa cum a spus-o și mai devreme, constă în faptul că avem un mix de oameni, un mix de experiențe. Avem atât femei cât și bărbați. Avem oameni de 20 ceva de ani, oameni de 50 de ani. Avem oameni care au, vin cu experiență, cum am spus eu, din mai multe domenii, poate să pună pe masă ceea ce au învățat în, în alte sectoare, să pună pe masă aici. Uh, Aici, din punctul ăsta de vedere, nu văd cum am putea cumva să numim elitism. De exemplu, uite ca să vă dau așa, din, ca și statistică, din cele 37 de ferme pe care spuneam eu că le-am le 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 admis în cadrul programului MBIG, avem un număr de 10 ferme care sunt peste 2000 de hectare și avem un număr de 16, sper să nu mă înșel, 16 sau 17 ferme care sunt sub 500 de hectare. Ok, înțeleg. Da? Ce căutăm cu adevărat? Căutăm omul care vrea să învețe, omul care vrea și să cel facă care performanță. Poate să ducă mai departe experiența și învățăturile, care da. nu se oprește da. la nivel individual. Da. Da. Ah, da. Deci da. nu sunteți un fel de club uh, Bildenberg, ci sunteți mai degrabă ca la Masoni. Poate intra uh, oricine are capacitatea de a înțelege și de a vrea. Nu știu spun. cum funcționează niciunul nici, nici altul. Vă ce știți că în teoria există e clubul ăla da? care conduce lumea. O știm cu toți. Așa, <laughs> în club... Nu, dar vreau să spun așa. Care a dat și pandemia. Nu, 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 nu mergem nu mergem în zona aia. Mergem mai departe a, către a, o zonă mai degrabă către o zonă deschisă. Nu, Uite, e, apropo de lucru ăsta, nu e neapărat un aspect... popular science, dar nici rocket science. Nu este rocket Am science. Înțeles. Un aspect pe care aș vrea să-l punctez. Inițial când no am plecat cu programul MBAG, o să servim puțin la el, am gândit noi să avem am spus, ar trebui cumva să avem o grupă cam de 20 de fermieri. Și am zis noi, ca să îi permitem, ca să putem să avem 20 de fermieri în mod constant participând la, la, uh -huh. la programul nostru, ar trebui cumva să recrutăm vreo 25. Așa ne-am făcut calculul. Și am ajuns de la 25, am început interviurile cu ei, am ajuns de la 25 la 30, de la 30 la 35, de la 35 la 37. Am avut oameni pe care am primit inclusiv după să uh, uh, anunțasem cumva închi în, 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 închiderea în schirul programului uh -huh. și au fost oameni înschiși pe ultima sută de metri și am hotărât, ok, bun, hai, de, hai să stăm de vorbă cu tine, hai să vedem dacă, dacă te, uh, te potrivești. Intri în, uh, în, în profilul pe care noi îl căutăm. Intri în profil, foarte bine, vino alături de noi. Asta căutăm. Nu, sub niciun mod nu văd că apoi e un club. Am un înțeles. Meritist. Eu mă văd obligat să mă uit la ceas pentru că timpul din păcate trece. Bun, înțeleg acum ce e NBA g înțeleg ce e Greenfield's Academy, dar cred că la un moment dat va fi nevoie de mai mult, da? Pentru că, de exemplu, și o firmă care lansează jocuri nu lansează un singur joc, oricât s-ar vinde, da? Se oprește acolo. Dincolo de update-uri, simte nevoia de a lua o bucățică mai mare din piață. La dumneavoastră pun în echilibru și nevoia ca firma să existe, pentru că trebuie să câștigați din ceva să existe, dar și partea de responsabilitate socială, da, implicarea în diseminarea informației, în aduce informația către oameni da? și de a-i face pe oameni consumatori de informație de calitate în acest domeniu. La ce... Am putea să ne așteptăm. O să termin la un moment dat și cursul ăsta MBA-G. Am să fac și Greenfields Academy, dacă voi fi selectat, da? Și dacă sunteți fermier? Nu discutăm acum. Toată lumea are pământ în România. Știți cum e. Și la ce aș putea să mă mai aștept? Pentru că dacă mi-ați deschis pofta, simt nevoia să mai consum ceva în perspectivă. Da. Grupul ăsta de oameni pe care noi am reușit cumva să-i strângem lângă noi, vrem să-l creștem. La promoția de anul trecut, MBAG, vrem să o adăugăm pe promoția actuală și vrem lângă ea să venim și cu promoțiile de fermieri care termină uh, uh, celelalte programe pe care noi le organizăm. Pentru că, așa cum am spus-o, cred că există un, o fantă sau un anumit segment de fermieri care sunt cu adevărat interesați de cunoaștere, cu adevărat interesați să dezvolte. Ori, știm clar cu toții că timpul trece. Chiar dacă, așa cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, poate populația generală de fermiri, poate când ne uităm așa la ea, poate am avea o structură oarecum îmbătrânită. Vorbim aici statistic. Lucrurile se vor schimba în timp. Oameni tineri vor prelua și vor duce mai departe. Ceea e ce, în firesc cu lucrurilor, da. Evident. Ori dacă lucrurile astea se vor schimba, înseamnă că, cel puțin teoretic, dar se întâmplă și practic pentru noi, o să fie din ce în ce mai mulți oameni care vor vrea să afle, vor vrea să aibă acces la cunoaștere, vor vrea să învețe lucruri noi, vor vrea să caute, să aibă, să se dezvolte. Ori okay? Or, scopul adică nostru okay ei alicea... vor avea o nevoie organică, da, spuneți dumneavoastră. Da, da. Nu suntem grăbiți de nimic. Noi, Amazag, nu ne grăbește nimic. La fel nici pe partenerii noștri din cadrul programelor pe care noi le avem. Nu ne grăbește absolut nimic ceea ce căutăm, căutăm să creștem pe, revenind de unde am plecat, pe o zonă de calitate, căutăm să creștem pe a oferi ceea ce e cu adevărat important pentru ei și, așa cum bine ați menționat, cre, vrem să creăm sau ne dorim să creăm o comunitate de oameni care să înțeleagă uh, uh, valoarea acestei cunoașteri pe care toți partenerii, toată lumea din ecosistemul ăsta o pun pe masă, să înțeleagă valoarea și să o prețuiască. Domnule Simionese, ultimele trei minute și jumătate, dumneavoastră, hai să spunem așa, sunteți um, această platformă deasupra agriculturii, vă uitați și extrageți selectiv 22 plus 37, acum, plus promoțiile anterioare, de oameni pe care îi formați să fie mai buni în domeniul lor. Feedback-ul care e? din cealaltă parte. Deosebit de bun. Aici, la feedback, stăm foarte, foarte bine. În ideea în care ne -l evaluăm de fiecare dată, în cadrul programelor pe care noi le facem, mereu, mereu cerem feedback de la fermieri, pe lângă faptul că îl cerem și uh, încadrăm, adică o luăm destul de serios treaba asta. Nu e ceva empiric pe care o consumăm așa să vedem cum funcționează. Uh, uh, și un feedback Repet, e un feedback foarte, foarte bun. Pe de altă parte, ce ne uităm și ce ne, uh, ce ne place și ne încurajează să mergem mai departe, e faptul că la ediția de anul ăsta, de exemplu, a programului MBAG despre care am discutat, mare parte dintre fermierii pe care i-am admis în cadrul programului au venit la recomandare sau ca recomandare a fermierilor absolvenți de anul trecut, uh -huh. ceea ce înseamnă chiar și ne-a făcut o treabă foarte, foarte bună. Dar asta nu înseamnă că e pe pile. Nu, nu înseamnă că e no, pe glumesc, pile. Noi dăm glumesc. posibilitatea... Ce, uh, oamenii ca... aceia care au înțeles ce au făcut și la ce le folosește, au simțit nevoia să-i ducă și pe alții în această direcție, în așa fel încât experiența să fie amplificată. Am avut cereri ca să se rămână repetent, dacă se poate, tocmai pentru plăcerea experienței din primul program, dacă ar putea să rămână repetent, să repete programul, să reia și anul ăsta din nou, pentru că i-a plăcut experiența cu totul. Okay? Am, avut, am avut, astfel de fermieri. Dar ca idee, procesul de înscriere un proces care ține strict de dorința fermierului. Primim pe, orice fermier care respectă niște criterii de eligibilitate care sunt destul de transparente și destul de clare, să se înscrie în cadrul programului. Ne place, te luăm alături de noi. Respecti criterii respective, te luăm alături de noi. Cam asta e, cam asta e ideea. Um, ultimele două minute. Aceste proiecte, aceste programe sunt acum în desfășurare. Uh, va mai dura până în anul viitor când începeți selecția pentru următoarele. Uh... Etape. O, uh, -o o ambele programe se termină undeva cam înainte de perioada de recoltat, pentru că asta este o perioadă pe care... Uh, da. trebuie să vi... așa, apoi omului timp să-și facă treaba, da. Trebuie să-i dai ce lui, ce lui, <coughs> da. Și atunci ne gândim așa. De regulă, cam în perioada verii, începem comunicarea pentru următoarea sesiune uh -huh. de program. Și atunci, în perioada verii, fermierii pot să afle despre, ce, despre ceea ce e vorba. Iar sesiunile de interviuri și tot ce ține de, de partea asta de admitere, uh -huh. zic zona tehnică, au loc de regulă cam în, cam în septembrie. Poate înainte de septembrie. August. Deci, acum deja vă cunoașteți cursanții de la anul, uh, probabil, Fiind de octombrie? Acum ne cunoaștem cursanții existenți În perioada august A, Și la, la anul loc... după ce terminați vă pregătiți Pentru exact. cursurile următoare Bun, haideți să concluzionăm Domnule Laurențiu Asimione Să e bine să înveți, e nevoie să înveți E frumos și mai ales e obligatoriu Dacă vrei să faci agricultură de performanță În viitor Da. Ultima 30 de secunde Atrageți-i pe oameni Dacă mai e nevoie În MBAG și Greenfield Academy Cred că cine vrea să dezvolte Știe treaba asta și dacă o știe, poate să caute unde poate avea acces la informație bună, unde poate avea acces la informații de calitate, poate să caute să vadă cam în ce constau programele pe care noi le facem. Nu promovezi neapărat ceea ce facem noi. Poate să înscrie la orice fel de program de educație. Exact, piața e, e, e liberă. Omul exact, să alegă este ce bine, crede că îi se poate Este binevaște. binevenit, da? Atât timp cât e un om care are interesul ăsta și care are dorința asta de a o face, cu siguranță, noi putem fi, cu siguranță ne putem aștepta la o ca la o mâncare a cărei calitate va fi mai bună în viitor pentru noi, pentru noi toți. Să sperăm că așa va fi. Laurențiu Asimionese, fondator Amazag, a fost invitatul emisiunii Agricultura, o șansă pentru România. Mulțumesc, domnule Asimionesi. <coughs> Dumneavoastră vă doresc o după-amiază plăcută în continuare, o seară bună, ne vedem mâine și pune spuna pe carte că e nevoie să învățăm continuu. Mulțumesc, ne vedem mâine seara, pe curând. Mulțumesc pentru invitație.